Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei! Bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. Țin să menționez Duță Nicoleta, Maia Golovin, sunteți mai multe, dar nu mai țin minte numele, dar oricum, vă îmbrățișez cu drag a voastră, Pandele Laura. Și acum să începem. Ieri, dragii mei telespectatori, cum se deschide emisiunea, ce vedem? Vedem pe ferentaristul Radu că și-a găsit o nouă țintă să batjocorească, și anume George. Toți l-au luat peste picior pe George foarte, foarte urât, dar cel mai urât a făcut Radu. Voi ajunge imediat la acest subiect, am fost foarte deranjată. Chiar dacă George are o înfățișare mai așa, nu, asta nu înseamnă că trebuie să dăm cu pietre în el și să-l batjocorim. Nu suport bullying-ul. Dar voi ajunge imediat acolo. Ce vedem, dragii mei telespectatori, la începutul emisiunii, Ana nu este în casă. Deci îmi cer scuze celor care mi-au dat informații la momentul respectiv că Ana a fost bătută. Eu, sincer, când am văzut ce s-a întâmplat în emisiune, am considerat că nu a fost atât de grav și că n-ar fi ajuns la spital, ca acum să constat că a fost la spital. Deci informațiile pe care le-am primit au fost adevărate. Îmi cer scuze. Asta e, se mai întâmplă. Dar voi ajunge imediat și la Ana. Haideți să vorbim acum. Sincer, părerea mea, acum nu știu dacă a mai fost o altă bătaie în afară de ce am văzut noi. Din câte am înțeles, doar un 10% s-a dat din ce s-a întâmplat. Dar faza este că Ana, bătută atunci la cald, era ok. Dacă veți da emisiunea de-alaltă ieri înapoi, veți vedea că Ana este imediat după bătaie în emisiune și chiar vorbește și nu pare atât de afectată. Acum nu știu dacă s-a întâmplat și o altă bătaie, un alt scandal după emisiune, pentru că nu avem moderatoarea de așa natură să ne explice. Ea se amuză și face bullying, dar voi ajunge imediat acolo. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem că Daniela l-a uitat pe Vlăduț. Măi, Daniela, mă, nu erai tu aia care mai aveai un pic și tăiei venele? Că erai foarte îndrăgostită? Și acum ce să vedem, dragii mei telespectatori? Ieri în emisiune era cea mai vocală și am văzut că iar sare la bătaie. Măi, Daniela, mă, ca să vedeți, dragii mei telespectatori, cât de falsă e această femeie, bărbat, Savarina, cu arfe de jilava. Ce vedem? Acum, ce se întâmplă? Ca să vedeți cât de falși sunt și cât de rele. Până acum, Daniela îi ținea spatele Adelinei și Adelina Danielei. Se atacau, dar își luau apărarea una alteia, inclusiv Radu. Ce s-a întâmplat acum, mai mult ca sigur, părerea mea, pentru că Daniela a bătut-o pe Ana, nu mai vrea să fie în relație bună cu, de fapt, Adelina. Nu mai consideră în gașca lor. De moment, ce am văzut. Acum știți că de la o zi la alta, de la o secundă la alta, se schimbă tot în casa asta. Și ce vedem? Vedem că acum Daniela este deranjată de urletele Adelinei. Adelina, acum să fim sinceri, v-am spus, voi fi foarte, foarte corectă. Adelina și cu Ana, de când și-au format cupluri, nu mai este nimeni ca ele. Ele atacă pe toată lumea, ele aruncă cu pietre în toată lumea, ele țipă la toată lumea, ele sunt miezul în această emisiune. Acum, pentru că a venit Naba, Roxana și Daniela și sunt
femei cu impulsive și cu un caracter mai puțin ok, cam asta se întâmplă în viață. Îți găsești nașul. Nu sunt de acord sub nicio formă cu violența. Ce vedem? Că Daniela acum este foarte deranjată de Adelina, care are arfe de Adelina, are arfe de șefa casei, pentru că e cu șeful și mai ales când are peul în piept, ea atunci nu mai e nimeni ca ea, ea pleacă când vrea la Radu, ea face legea în casă. Bineînțeles că la un moment dat ți se aprinde beculețul și spui, păi până când urli și țipi la noi? Acum să mă ierte Dumnezeu, nu pot să țin nici cu Adelina, dar nici cu Daniela. Daniela e cam agresivă. Dar cam asta se întâmplă în viață, în momentul când vrei să atași pe toată lumea, se găsește unul care să-ți dea peste nas. Cam asta s-a întâmplat între Adelina și Daniela, iar dacă ați văzut, Adelina tot timpul ea instigă la ce mod? Ea atacă pe toate fetele, ea țipă la toate fetele, după care, când fetele sar pe ea, se duce la Radu și la moderatoare. Asta ce ne arată? Că este perversă Adelina. Și că vede că nu face față, atunci apelează la moderatoare și la Radu. Să-ți fie rușine, măi, fetița asta șmecherită. Adelina, plină de smântână, că am înțeles că te-a mânjit ăla și de smântână, dar trebuia să se mânjească și el ca să fie tabloul complet. Că știm destul de bine că faceți orale unul la altul. Așa că, Adelina, pe o parte îți meri soarta. Ești rea? V-am mai spus. Când acționați urât, nu vă așteptați să primiți fapte frumoase și laudă. Nu, asta se întâmplă. Și la Ana, la fel, deja că nu sunt de acord cu violența. Ce vedem? Că și Naba sare la Adelina, dar, dragii mei telespectatori, eu am vorbit cu mai mulți telespectatori și mi-au spus, doamnă, Adelina în spate e foarte, foarte agresivă. Jignește pe toată lumea, înjură mai rău ca un borfaș, se poartă foarte urât pentru că știe că este susținută de moderatoare și că l-are pe Radu. Dacă nu era Radu și nu ținea moderatoarea în brațe, Adelina era cu totul alt om. Dar, de fapt, dacă stau să mă gândesc, ăsta este caracterul Adelinei. Ea nu poate decât să fie sămânță de scandal și acum nu mai e nimeni ca ea, că este favorită și plăcută de moderatoare. Și să mai observați un lucru. Momentul când Adelina este atacată, moderatoarea se schimbă la față. Ce m-a deranjat cel mai tare, că aceasta, că nu pot să țin pursul la ce s-a întâmplat în casă, că deja mă enervez. Când a venit moderatoarea, ea făcea glume pe seama lui George. Este singura moderatoare unică, sunteți unică. Doamna moderatoare Doromanțu, sunteți unică. Sunteți singura moderatoare care participați la bullying. Ați făcut emisiunea aia de tot râsul. Nu am văzut până la dumneavoastră o moderatoare să se amuze atât de tare și să încurajeze bullying-ul. V-ați dus să îi arătați lumii întregi că nesimțitul de Radu, borfașul de Radu, și-a băgat un numeraș să limite pe George. Dar o altă moderatoare cu bun simț și respect, doamnă, adevărată, în cel mai bun sens al cuvântului, îi atrăgea atenția acelui bădăran și îl dădea afară și îi spunea, cât sunt eu în casă, tu nu faci cu mine bullying și odată dacă te mai prind, te elimin, ca să nu încurajăm. Dar ce să vedem, dragii mei telespectatori? Că moderatoarea râdea. Moderatoarea râdea și când Nicolas, nesimțitul ăla, râdea de fete. Moderatoarea râde când ferentaristul ei batjocorește concurenții. Păi și atunci, de ce vă mai deranjați
și vă simțiți ofensați când vă primiți hate și noi, telespectatorii, vedem că sunteți o moderatoare de cea mai joasă speță. Deci nu am văzut, dragii mei telespectatori, dați-mi și mie un singur exemplu de moderatoare care încurajează bullying-ul pe micul ecran. Deci, repet, nu este pe tarlaua ei, este pe televizor. Ce exemplu dă această moderatoare tinerilor din ziua de astăzi sau viitorii tineri? Ce model? Dacă nu sunt certați, cum și spune, ia o dăm pamflet. Păi să facă pamflet cu tine Radu. Și atunci să vedem, îți convine să fii bătaia de joc a lui Radu? Hal de moderatoare. Dați-vă și dumneavoastră, dragii mei telespectatori, cu părerea dacă v-a plăcut de această moderatoare ce a putut să facă cu Radu și cu Nicolas, când Nicolas umilea fetele cu acea geantă. Vai de capul ei! Vai de capul ei! Și acum revin. Alina. Alina mi s-a părut cea mai perversă, cât am crezut-o eu de mâță blândă, dar de fapt zgârie rău. Acum ea încearcă să spună că toate fetele sar pe Adelina, dar nu spune că Adelina le atacă pe toate și că Adelina zbiară la toate și că Adelina este miezul. Se crede miezul, nu este miezul. Alina, văd că ai uitat cu desăvârșire când Adelina urla la tine. Că de ce exagerezi la adresa lui Radu? Și când Radu a vrut să te scuipe. Ca să vezi, Alina, că n-ai obraz și că ești cu fofârlica. Atârne acolo unde vezi că e balanța mai grea. Să-ți fie rușine, Alina. Din punctul meu de vedere, ești o femeie josnică, fără demnitate și fără coloană vertebrală. Atâta timp cât nu ții cont de dreptate. Nu spun că Daniela a făcut bine. Nu spun că Naba a făcut bine. Nu! Și ele sunt vinovate. Dar asta nu înseamnă că o scoatem pe Adelina și pe Ana, le scoatem bazmale curate. Nu! Ele două, Ana și cu Adelina, de la bun început, atacă pe toată lumea. Ele își fac materiale de acasă, ori se atacă ele între ele, ori dacă nu, dă în concurenții. În puterea dragostei, în momentul ăsta, nu există dragoste. Există, hai să atacăm pe ăla, hai să-l denigrăm pe ăla, hai să-i vorbim prost lui ăla, hai să-l înjurăm pe ăla, hai să-l batem pe ăla. Și cine a făcut lucrurile astea? Radu cu Adelina. Și bineînțeles că majoritatea, am văzut că și Naba și Codruț fac același lucru, pentru că, să nu uităm, Codruț a fost în gașca lui Radu cu Ana și știe ce fac ăștia. Și atunci începe și el să facă același lucru cu Naba. Am văzut ieri în emisiune că Naba și cu Codruț au făcut materiale exact ce face Radu cu Adelina, de gelozie, de... Mie scârbă. Daniela, v-am spus, a uitat cu desăvârșire o altă falsă, o altă perversă. Și ce auzim, măi, Daniela, că ai trei dosare? Doamna moderatoare, ați spus că nimeni nu intră în emisiunea asta decât dacă vreți dumneavoastră. Că dumneavoastră ați fi Dumnezeu. Când a spus George, dacă Dumnezeu vrea să vină, nu. Dacă vreau eu. Deci dumneavoastră aduceți genul ăsta de concurenți după caracterul dumneavoastră. Deci am eu dreptate, dragii mei telespectatori, că această moderatoare e de cea mai joasă speță. Ea selectează concurenții. Ieri în emisiune i-a scăpat porumbelul pe gură. Ea mai mult ca sigur l-a adus pe George, având înfățișarea un pic mai ciudată și așa l-a adus. De ce? Să se creeze materiale și bullying-ul pe care văd că îl apreciază foarte tare această moderatoare. Dați-vă și dumneavoastră cu părerea. Cum ați putut să o aduceți pe Daniela știind că are trei dosare de scandal? Deci asta vă place. Deci încă o dată am eu dreptate că sunteți o mahalagioică de moderatoare. Chiar dacă vă îmbrăcați și sunteți domnișoară, nu.
sunteți o mahalagioică. De asta și aveți concurenți pe nivelul dumneavoastră. Dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea. Nu se poate ca o doamnă adevărată, cu bun simț și caracter, să accepte așa ceva. Imaginați-vă pe Simona Gherghe, pe Mantea, pe Gabriela, să accepte așa ceva. Niciodată. Preferau să plece din emisiune, preferau să pierdă contractul și nu stăteau, pentru că nu sunt genul de femei, au demnitate, au coloană vertebrală, dar această mahalagioică de moderatoare, ea râde, ea încurajează bullying-ul, ea încurajează bătaia, înjurăturile, de asta și suntem în situația asta fără telespectatori și o emisiune de tot râsul. A ajuns această emisiune să fie dată drept exemplu, așa nu, nu la noi în emisiune. Te duci la canalul ăla, trebuia să spun, te duci la Dorobanțu, că Dorobanțu este mahalagioică și ei îi face plăcere astfel de caractere. Nu la noi, că noi suntem doamne și ne respectăm. Ea nu are demnitate. Dragii mei telespectatori, îmi cer încă o dată scuze că spun aceste lucruri și destul de dure, dar nu se poate cu această moderatoare. Ieri, credeți-mă, după toată treaba pe care am avut-o și am văzut-o cât râdea și cât îi mustăcea privirea de plăcere că este umilit George, îmi venea să sparg televizorul. Pe cuvântul meu de onoare. Chiar vă rog frumos, dragii mei telespectatori, cei care sunteți împotriva bullying-ului, trimiteți cât mai multe petiții către CNA cu fazele când ea face bullying, această moderatoare, când și către Canal D. Nu se poate o moderatoare să încurajeze bullying-ul. Concurenții, înțeleg, sunt copii, nu, dar tu ca moderatoare, tu ești capul. Ea trebuia să pună stop. Ea trebuia să îi dea afară și să-i obrăznicească, să-i pedepsească într-un fel sau altul. Dar ea le-a intrat în joc și râdea de George. Și instiga să râdă de George. Asta este părerea mea. Ce mai vedem? Îmi cer scuze că nu suport atâta mitocănie din partea acestei moderatoare, care a stricat toată emisiunea. Ea cu Radu și cu Adelina. Ce vedem? Vedem că Radu este foarte afectat că Gelu a alergat-o pe Adelina. Păi vezi, mă, că ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Tu îl aduci pe Duțu Cuțu să se dea la Beatriz, că vezi, doamne, a intrat pentru tine și a spus că îl place pe Duțu. Și acum tu vrei să-l bași pe Duțu, că ăla-i pro și face ca tine, pe gâtul Beatrisei. Păi acum, uite, îți face și ție gelul. Se dă la nasote. La femeia asta cu smântână. Apropo, gelul, nu mai atinge că te murdărești. E plină de smântână. Lasă, doamne, iartă-mă. Lasă-l pe Radu, că și el e plin de smântână. Nu mai atingeți. Și nu-ți convine. Păi uite, vezi, cam asta se întâmplă. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și e diferență mare, mă uitam, da, gelul s-a aprins, Beatriz neștiind, fiind mică, n-a înțeles ea ideea ce a vrut să facă gelul și s-a cam deranjat, dar imediat gelul a știut cum să o împace și s-a văzut. Dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea care vi s-a părut cu adevărat că sunt cuplu și că simt ceva, plăcere, iubire, tot ce ține legat de iubire. Gelu în grădină cu Beatriz sau Radu pe fotoliu și nasote în genunchi lângă el. Dragii mei telespectatori, din punctul meu de vedere, Gelu și cu Beatriz se vedea cu ochiul liber că emană plăcere, iubire, senzația, fluturii aia de când îi ai în tinerețe, când te îndrăgostești de cineva. Fata a arătat că este foarte, Beatriz, că este impresionată de gelul și că îi face plăcere să stea lângă gelul. Iar ăia doi, Baștanu, era pe fotoliu, pe jilț și sluga la picioarele lui și se ruga, Radu și cu nasote.
se ruga de el, hai mă Radu, hai mă Radu, dar astea sunt decât materiale din partea ferentaristului și a lui Nasote. Și se vede că asta vă spun. Și ce am mai văzut, dragii mei telespectatori, după ce s-a ridicat ferentaristul din jilț, a luat-o pe Nasote și se pupau pe scări. Dar uitați-vă la privirea lui Radu să vedeți cum urmărește camera. Să fie camera pe ei când o pupă pe Nasote. Zmântână. Asta e. Vă rog frumos, dragii mei telespectatori, dați-vă cu părerea. Și ce mai vedem, mi-a plăcut foarte, foarte tare, ca să vedeți ce moderatoare avem. În momentul când a venit moderatoarea, era foarte deranjată că Adriana n-a făcut pedeapsă. Și atunci, Alex, deci Alex, ieri te-am iubit. Ieri, pe cuvântul meu de onoare, mi-ai demonstrat că ești bărbat. O singură dată de când mă uit eu la emisiune, te-am aplaudat. Și începe și spune Alex moderatoarei că nu este posibil și că ei nu mai fac nicio pedeapsă atâta timp cât Radu nu respectă nicio regulă, când Radu face ce vrea el, că are cheia și se plimbă și se duce când vrea el și stă cât vrea el cu Adelina. Și ei sunt pedepsiți de ăsta care nu respectă nimic. Și moderatora ce face? Schimbă subiectul. Nu, a spus, dar de ce trebuie să faceți ce face X și Y și nu vă vedeți de treabă, ignorați-i. Păi cum să ignore, doamnă, că sunteți bătută în cap? Păi dacă ăsta le dă pedepse și dacă îl ignoră, tot pe ei certați. Vă bateți singură și ne arătați câtă prostie aveți în cap. Altă moderatoare spunea, ai perfectă dreptate. Radu, de ce faci așa? Radu, nu mai ai dreptul să dai nicio pedeapsă și cheia ți-o iau pentru că nu ești un bun lider. Asta trebuia să facă o moderatoare adevărată cu coloană vertebrală și care e imparțială. Dar dumneavoastră sunteți foarte părtinitoare și țineți spatele Adelinei și lui Radu. Am văzut că v-ați schimbat la față când a fost oarecum deranjată Adelina și a fugit repede în casa băieților că era frică cu o pate. Hai, mă lași, dar când țip și urli, nu mai ți-e frică? A venit lângă moderatoare și lângă Radu. Și Radu spune, dar nu credeți că ne este frică? Măi, ce-aș vrea? Ca toți băieții și toate fetele să vă uniți și să nu le mai permiteți acestor borfași să facă ei regula în emisiune. Și dacă moderatoarea, repet încă o dată, tot îi încurajează, plecați mă în gașcă. Plecați în gașcă și lăsați-o acolo pe moderatoare cu Radu și cu Adelina. Să vedem ce emisiune mai face și cu Ana. Acum văd că Daniela s-a dat de partea voastră. Nu știu cât ține, dar mare atenție că Daniela nu mi inspiră încredere. Și s-ar putea să vă afle secretele și să-i spună ferentaristului ca să vină să vă atace. Așa că mi-a plăcut foarte, foarte mult de Alex. Și moderatoarea noastră a trecut cu vederea că nu, cum să aduci tu acuze favoritului? Ai măi, păi ăla este preferatul meu, păi dai în Radu, dai în mine. Cam așa se comportă această moderatoare de 2 lei, care încurajează bullying. Asta e, dragii mei telespectatori, sper din tot sufletul să nu mai fie moderatoare în sezonul 5. Dar chiar dacă va fi mare brânză, nu va face că va veni în țară. Și să vedem părinții acestor copii traumatizați în emisiunea ei și bat jocoriți, cum va face față când îi va vedea la ușa platoului. Și mulți telespectatori. Să vedem, dar sper să-și dea seama canal D și să nu mai pună pe ea moderatoare. Și chiar vă rog frumos, dragii mei telespectatori care nu sunteți de acord cu bullying-ul, faceți cât mai multe petiții către CNA și către canal D,
ce face această moderatoare și cum încurajează bullying-ul și cum permite ca bullying-ul la ea în emisiune să fie la el acasă. Asta e, vă pup, dragii mei telespectatori, vă aștept mâine la următorul vlog să vedem ce ne mai arată această moderatoare și ferentaristul și cu Adelina. Am uitat să mai menționez de Ana, dar mâine în următorul vlog voi spune mai multe, deja că nu sunt de acord cu violența, dar cam asta e, când vrei să fii bombardieră, așteaptă-te să-ți primești replică pe măsură. Asta e, vă pup, la revedere, o zi minunată tuturor!